patologic. Dacă nu găsesc niciun sens al vieții mele, în acel cerc pe care eu îl fac în viața mea de zi cu zi, traversându-mi emoțiile, dacă voi întâlni o situație resursă care mă poate salva, în sensul că mă poate ancora în prezent, datorită vinovăției pe care eu o simt, nu o să pot să accept acea ancorare în prezent, pentru că eu mă simt vinovat să mă despart de memoria persoanei sau situației pe care am pierdut-o. Că legătura mea cu acea situație sau persoană e atât de strânsă, încât eu nu-mi dau voie mie să mă separ de acea legătură. E ca o trădare pe care o trăiesc, că aleg viața, iar persoana pe care am, sau situația pe care am pierdut-o, nu mai este. Înțelegeți? Asta e principala funcționalitate în patologia bolii. Și ne învârtim în această situație, nici măcar nu o recunoaștem. Sentimentul ăsta de vinovăție, de trădare, că aleg viața în loc să fiu tot timpul cumva să am mintea în privirea celui care a plecat. Mi s-a întâmplat să asist procesul de duel în care, în mod special, când moare un copil unui părinte. În tipul ăsta de situație, nu este la limite între doliul normal și doliul patologic, în sensul că durerea și drama și disperarea sunt atât de mari încât regăsirea unui nou sens al vieții e foarte firesc să nu se întâmple în acel un an și jumătate, poate chiar doi. Dar poate fi mai complicat decât atât în situația în care persoana care a dispărut să aibă și un rol în dinamica familiei mai mult decât rolul de copil, de exemplu. Adică să fie partenerul de sprijin al familiei, să fie susținătorul familiei, să fie persoana care, fără de care, că să fie cumva la cârma, să zic așa, metaforica familiei, care rămâne în spate, face ca traversarea dolului să fie extrem, extrem de dificil. Deci, pe lângă relația de atașament cu persoana respectivă, înțelegând prin asta relație de rudenie, pe lângă această legătură, mai vine și rolul pe care acea persoană l-a purtat în nucleul de familie în care a trăit. De 15 ani, lucrurile astea fac de 15 ani, adică să încerc să păstrez vie amintirea acelei persoane prin aceste obiceiuri, și în același timp eu să am o viață funcțională, adică să existe sens în viața mea, eu să construiesc în continuare. Trăiesc viața. De posibil. Poți să fii funcțional la serviciul tău în limita funcționalității, dar nu poate exista energia acolo și creatoarea vieții. Alt tip de pierdere, divorțul sau despărțirea de o persoană iubită, care rămâne în viață. Aici, ce ar putea să fie nesănătos? Cum aș putea să-mi dau seama că nu mai e bine ceea ce fac? Da. Uneori poate să fie chiar mai greu, pentru, mai ales în anumite situații, deși sunt... Când persoana de care m-am despărțit e în viață. Mai ales în perioada aceea în care intrăm în faza aia de furie și ură, atunci persoana poate să realizeze sau poate să aibă gânduri de genul ăsta, mai bine nu era în viață. Bineînțeles că gândurile astea apar, dispar, dar uneori, da, ele apar. Divorțul este la fel. Tot o mare parte din tine, da? Mare ceva în viața ta. Și este cel puțin la fel de dramatic ca și moartea unei persoane dragi. Pentru că moare relația. Nu mai ești în conexiune cu persoana respectivă. Și e la fel de dureros. Mi-am divorțat și a doua zi sunt foarte bun prieteni. Nu există așa ceva. Numai în filme. Numai în filme. În realitate nu există așa ceva. În realitate intrăm în perioada de furie, de depresie. Nu poți să fii prieten cu celălalt. Și atunci o oarecare distanțare e mai complicat atunci când sunt copii, da? Pentru că acolo trebuie să comunici, dar o oarecare distanțare și să nu te intereseze cumva, să te
eu știu, să caut pe Facebook ce face celălalt sau pe Instagram sau să întreb prietenii sau să te interesezi de celălalt și asta poate să fie distructiv și să nu te ajute să mergi mai departe, să rămâi blocat în, în conexiunea aceea care nu mai există. Ok, am înțeles. Am înțeles, doamnă. Deci asta cu când simt că doare, pentru că nu mai e acel ceva, cineva acolo, ce fac? Da, am înțeles, sunt niște etape pe care le parcurg și dacă eu singur dau seama că nu, sau simt că nu pot să le duc în starea în care sunt acum, unde aș putea, cu cine aș putea, ce resurse există la ora actuală în România? Păi, sau în Buzău. În fiecare microcomunitate există niște specialiști în domeniul ăsta al pierderii la care poți să ajungi. În Buzău avem? Avem colegii noștri cu specializație în toate formele de psihoterapie, care îmi aplică și în tratamentul pierderii. Deci toți psihoterapeuții au în formarea lor module care presupun procesarea pierderii. Ok. De altă parte, puțină psihoeducație narcisică, puțin mai multă. Pentru că odată ce înțelegem cum ne funcționează mintea, înțelegem că acea hartă de care vorbeam mai devreme este mintea tuturor și noi toți vom parcurge același proces de căutare a să punem ceva în loc când ceva nu mai este. Și această căutare pe care o face mintea noastră este un proces care durează. Diferit în funcție de particularitățile și semnificațiile pierderii pentru fiecare persoană, dar odată ce înțelegem asta, cum ne funcționează mintea în procesul de durere, e un lucru fundamental să știm cum ne funcționează mintea. La fel cum știm, de exemplu, din educația medicală de pe la televizor, că anumite tipuri de enzime digeră anumite tipuri de mâncare, deci tot o parte de educație medicală este la fel ca și asta. Important să știm că nu poate să treacă o durere peste noapte, că mintea are nevoie să se obișnuiască cu o nouă hartă și timpul ăsta în care se creează o nouă hartă este timpul în care găsim resurse din interiorul nostru de care habar n-aveam că există. Doar că cineva din jurul nostru trebuie să ne și vadă, să ne și observe și să vadă că poate, la un moment dat, nu mai stăm pe calea recuperării și ne ducem către patologia suferinței.